Bună seara și bine ați venit! Să facem cunoștință! Pe mine mă cheamă Denisa Maria și am numai 4 luni jumate. Barza m-a adus pe lume într-o zi de 27 iulie 2016. Așadar, sunt o leoaică puternică. Astăzi e o zi importantă pentru mine, dar și pentru bunici, nași, părinții mei. E ziua în care voi fi botezată, adică încreștinată. Văd o mare de oameni în jurul meu. Pe unii îi recunosc, pe alții nu. Privesc la nașii mei de botez. Sunt atât de fericiți, mă țin la piept cu atâta căldură, încât nu am nicio emoție. Mă simt în siguranță. Am și plâns puțin, recunosc, dar vă rog să mă înțelegeți și pe mine. Era atât de frig în biserică, norocul meu că preotul a înțeles și a încheiat slujba mai repede, altfel mă îmbolnăvea. Mama, împreună cu nașa de botez, m-a îmbrăcat cu hăinuțe frumoase, călduroase și astfel m-am simțit mai bine și m-am oprit din plâns. La scurt timp am trezit, dintr-o dată într-un loc mare, frumos, călduros, luminat, alături de mama, ce mă purta într-un frumos nondou, prima mea mașină. Lume multă s-a adunat în jurul meu. Am știut că au venit pentru mine, din felul cum se purtau. Părinții mei, în schimb, erau cei mai fericiți, iar eu, mirată, mă uitam când la unul, când la celălalt, din când în când mă pozau, iar eu nu înțelegeam de ce o lumină puternică îmi tot bătea în ochi. Dar am să aflu eu. Pe tata nu l-am văzut niciodată atât de fericit. I se citea pe chip acest lucru. Nașul, ce se mai fălea cu mine? Mă făcea să zâmbesc, m-a luat la joc, mă strângea la piept, ca pe copilul lui. A, să nu uit! La botezul meu au venit și 4 ursitoare. 3 dintre ele erau de treabă. Am stat cu mințică și le-am ascultat. Mi-au urat numai de bine. În schimb, ursitoarea cea rea și haină a spus numai bazaconii. Dar n-a putut să-mi strice seara. S-au ocupat de ea ursitoarele bune și au alungat-o. Și să nu uit! Am avut la botezul meu o muzică cum nu s-a mai auzit. Muzicanți vestiți și pricepuți au încântat și distrat pe toată lumea prezentă la această mare sărbătoare, unde bunica mea, Cătălina, a arătat că e cea mai strașnică dansatoare. A dansat toată noaptea, parcă avea 20 de ani. Spre dimineață, a venit pentru mine și tortul. Nu puteam să lipsesc. Părinții erau alături de mine. Îmi cântau la mulți ani, împreună cu nașii, bunicii și toți invitații. Petrecerea a ținut până în zori. Toți erau obosiți, mai ales eu, dar rămâneam cu o amintire de neuitat, pentru că este prima aniversare din viața mea. Tatei cânta inima, parcă-l și aud. N-am crezut vreodată că am să am o fată ce-mi începe ziua cu un surâs. E un zâmbet toată când îmi spune tată, mă topesc și ea pufnește-n râs. Bine ai venit, îți spun, în viața mea, te așteptam. Ai apărut când trebuia, cu ochi mari.
semnat. Prima întâlnire, prima ta uimire, pentru mine sunt de neuitat. Prima încercare, de asta în picioare, primul tău cuvânt rostit vreodată. Binevenit, îți spun, în viața mea te așteptam de mult și-ai apărut. Peste ani de zile, când te voi conduce la altar, și să-ți spun, mireasă, ești așa frumoasă, mândru sunt la brațul tău să apar. Bine-ai venit, îți spun, în viața mea te așteptam de mult și-ai apărut când trebuia, cu ochi mari frumoși și-un zâmbet minunat. Fata îi zâmbește.